Doamnelor și domnilor, următorul concurent care va intra acum în arenă cu siguranță, zicem noi, să-l încurajăm, va da peste cap telefoanele celor din public. Nu de alta, dar am observat aici lângă noi că se... Nu le ascunde, stai niște că nu-i nimica rău. Da, am observat în public că se notează, ca la Eurovision aici. Concurentul trebuie... Dar nu-i cu voturi aici, dar își notează rezultatele, să vedem ce se întâmplă. E măcar Moldova, vorba aia, Moldova să ne voteze. 26 de ani, Cluj, Radu Borhai! Iată-l și pe Radu. Salut. Alături de noi. Salut, Radu! Ce mai faceți? A, bine, cum ne-ai lăsat și ultima oară la masă? Nu așa de suflecați ca tine, dar ți-a purtat noroc până la urmă. Cracul ridicat în sus face minuni, să știi. Poate mai ridici două degete că s-ar putea să câștigi astăzi bănuți. Să sperăm. Radu, ești pregătit să, să atingi iepurii? Sunt pregătit. Ce o să le faci? Ce mi-a plăcut de tine, ești mortal! Tocesc. Ești pregătit? Sunt pregătit. Aduceți-mi iepurii! Cât de pregătit? Foarte pregătit. Perfect. Nu-mi perfect. Auzi, tu din banii ăștia ce ai face? Zi-ne primul lucru pe care l-ai cumpăra. Primul lucru? Da. De băut. Cui? Atât! Cui? Cui? La cine merită? Deci fii atent, noi avem o listă, tu să te uiți când se termină emisiunea. Acolo scriu, știi, trec numele alea, ale tuturor celor care participă la emisiune, la crearea și facerea acestei emisiuni, știi, facerea lumii. Și noi suntem spre sfârșit. Tu să te uiți, este unul Nelu acolo, e omul de, din regie, trebuie luat în colimator. Facem noi să fie pe bine. El îl pui să desfacă, atât. Nelu e desfăcător foarte bun. Hai, ridică și tu dozatorul, mă. Bravo. Radule, multă baftă. Sper să câștig, o să mă distrez frumos cu banii ăștia și îmi pare rău pentru restul concurenților. Sper să câștig. Diana, da. Concurentul de lângă tine e pregătit pentru a viziona iepuri? Nu știu ce să zic despre el, dar eu nu mai pot să văd atâția iepuri. Singura mea șansă este să-l susțin pe Radu să-i extermine pe toți, pentru că nu mai pot. Bine, Diana, dacă te rugăm, după ce omoară el, vrem și noi unul prăjit. Ne faci o fleică de iepure? Deci am înțeles, ați mâncat vreodată carne de iepure? Ceafă deci... de iepure. Deci e... Deci vrem și noi unul pe tavă, frip. Dar, Răducu, unu. Bun. Adă victima. Go! Iar apar distrușii iepurii. Fii atent. Uite, aoleu, ce viteză are, fii atent! Să ferească Dumnezeu să fii gândacului de bucătărie în apartament. Băi, băiatule, deci te calcă pe cap, uită-te la el! Extraordinar! De ce aia nici ne apucă să iasă din găuri? Auzi, parcă ești iepurașul ăla de la baterii, pe cuvânt. Ia uite-l! Apucat ești, Doamne! Doamne! Tu-ți dai seama, pleacă... Lasă-mă! Fii, uite, atent! Lasă-mă! Pleacă acasă concurenții și o să iardă tălpile, o să zică, băi, frate, ce am făcut acolo? Extraordinar! Ia-i de urechi! El cred că așa desfundă și chiuveta din bucătărie când se înfundă, cu piciorul, nu cu pompa! Vezi și de aia din spate, da! Hai șotron, hai șotron! Mai săr puțin elastic acolo, așa! Stânga 1, dreapta 2, iepuroaia... Amândoi, da! Mă, dar ai apucat rău de tot. Stai că se descurcă, hai să vedem și rezultatele. Hai că mai ai iepuri, hai că mai... Uite cum râde ăla de tine, măi, dar nu te simți tu. Uite cum râde ăla de tine. Mamă, deci pe mulți dansatori iar face invidios. Invidioși. Baftă mai departe. Penultimul participant de astăzi de aici din Superliga Avatar de pe Transilvania Luc este de fapt o participantă, este singura fată care a rămas în competiție. Normal că trebuie să fim Vlad domn cu ea, să-i luăm apărarea, să o omenajăm puțin. Să-i aducem cât mai mulți iepuri în zona de joc. Doamnelor și domnilor,
meritoasă participantă în Superliga Avatar, vine din Turda, 19 anișori, Diana Rotariu! Bun regăsit, Diana! Bine v-am regăsit! Îți plac iepurașii? Nu, în jocul ăsta. Tu ai puțin ceva dintr-un iepuraș. Ai în tine așa o chestie, știi? Adică în momentul în care vorbești... Domn profesor! Ești chiar interesantă, ziceți, domnule. Am păpat prea multă varză. Și din cauza asta? Îți plac legumele? Nu. Ai mâncat vreodată iepure la viața ta? O singură dată. Când ai mâncat iepure o singură dată? Mamă, zici că ești Cristi Minculescu. La vreo 7 ani. 7 ani avea iepurile, bătrân, atos. Eu. A, tu! Am înțeles. Și a fost bun. Da. E vânător tatăl tău? Unde ai găsit iepure? Că în comerț se găsește mai greu. Mai știm pe cineva care a lovit odată cu mașina un iepure și pe lângă faptul că l-a omorât și a stricat și mașina. Bun. Diana, e singură între atâția domnișori și domni. Care-i senzația? Ai găsit unul bunoc? Nu am căutat. Ai venit singură? Cum? Ai venit singură? Da, cu prietenele mele. Unde sunt prietenele tale? Ai prieten? Ultimul rând aici de... Mele. E cu prietenele. Ultimul rând de iepuroaice. Unde sunt prietenele? Acolo e adăpostul, da? E singura fată. Steagul sus, putere, da? În forță pe sistem. Hai! Știu că dacă și acum mi-am demonstrat potențialul, o să-l demonstrez în continuare. Suntem noi cu Diana momentul ăsta. Noi la masă, ea acolo, ea conduce ostilitățile, ea se ocupă de frumoasa invitată, e vorba de Diana, ai cuvântul. Doar o masă ne desparte Diana de Diana și Diana. Așa. Da, deci am știut întotdeauna că nu trebuie să mă bazez pe bărbați. De ce? Toți concurenții de dinainte au încercat ei să omoare iepuri, niciunul n-a reușit nimic pentru că i-au rămas și Dianei, așa că Diana, te rog, măcar tu nu mă dezamăgi. Și ce frumos sună când îți spune o blondă, te rog, nu mă dezamăgi. Dacă de drăguț a vorbit feminitatea din ea, în schimb am auzit din spate, de aici de sus, unde stau aici în zona asta, unde stau prietenele ei, îndemnuri așa de timide, mai cu forță, fetelor, să vă audă. Diana, mult succes la rezolvat iepuri, nu știm cum să le mai zicem. Bagă-ți picioarele sănătos, hai! Cât de bun! Mamă, dacă faci spagatul de sus... Ce te faci dacă atunci când aluneci în spagat ies iepurii chiar atunci? Hai pe iepuri, Diana, nu ierta! Dar fii atent ce serios, uită-te la fața Diana. E concentrată, să știi, e acolo, ea e în pădure acum, ea nu e la noi aici în platou. Ea e în pădure de la iepuri. Deci tu îți dai seama, pleacă de la emisiune și o să vadă vreo iepure, o să zică, pe tine te-am ratat! Dar chiar, cum e să ajungi să visezi noaptea iepuri verzi pe pereți? Are piciorușele mai mici, s-ar putea să fie un dezavantaj, dar are mobilitate bună, câștigă pe partea cealaltă. Mamă, ce fum iese! Le scoate fumurile din cap iepurilor! Mamă, deci bă, ăștia nici pe tava noastră nu mai ajung, că deja sunt mici! Diana, îți mulțumim foarte mult pentru iepurii călcați! Baftă! Ultimul participant, până ajungem să aflăm cu toții care sunt cei patru care merg mai departe. Ultimul participant are 19 ani, se trage din Cluj, e vorba de Tudor Rogozan! Tudore, măria ta! Liga Avatar ți se închina. Da.
mai departe nu știa. Hai de jos tu de pe cal, că n-o să fie în zadar. Aici, în Liga Avatar. Gata, rima. Că nu mai avem habar. Bun. Salut, Tudor! Salut, Tudor! Ne amintim de tine din vremuri de demult, cum ar zice Ștefan. Da. Că ești un veșnic stătător, adică îi place să stea. De arme purtător. Stătător. Tudore, tu, prin simplu fapt că intri ultimul, ai avut cel mai bun rezultat în runda anterioară, când au fost 16. Tu i-ai bătut pe ceilalți 15, ai fost prima, acum intri ultimul. Avantaj, dezavantaj, nu știu dacă știi rezultatele, cam câți iepuri trebuie să... Cred că e un dezavantaj, că nu prea îmi place jocul. Nu-ți plac ce jocul sau iepurii? Da, mi se pare foarte obositor și... A, și tu ești veșnic stătător și... Da. Spune-ne și nou un lucru care îți place foarte mult, ceva material, un obiect la care visezi de mult și pe care ți-l permiți în cazul în care tu câștigi banii astăzi. Își face crescătorie de iepuri. Ce-ți place ție cu două roți, numai un pic mai mare. Vrei să-ți iei motocicleta, așa e motor. Bine, și ai baftă. Și data viitoare când ne întâlnim îți faci un tricou pe care va scrie donator de organe. Nu? Bun, Tudore, multă baftă! Mersi. Succes! După ce am trecut de prima rundă cu bine, sper să ajung mai departe și sper să câștig. La birou, noi, la muncă, Diana. Aici suntem pregătiți, deși a spus că nu-l prea încântă acest joc, cred că marele premiu îl încântă atât de tare încât va depune efort maxim să omoare tot. Băieți? Păi mulțumim frumos, să iasă glunțul din țeavă. Dar nu spre noi, da, Tudore? Spre iepuri. Spre iepuri. Ne pregătim de joc? 3, 2, 1, start, Tudor! Încurajări din tribune! Șapă ei! Rupe capul, bomba! Olo, Diana, oferește! Tu-ți dai seama, uite-te la el cât e de odihnit, tu-ți dai seama cât s-a odihnit? Da. De sare așa? Oare ce mănâncă de sare așa? Iarbă! Tu dorești să știi că semeni cu iepure. Da-te bomba! Repede, putaler, hai! Să vină biștarii! Strigă prietenii de aici din public să vină biștarii! Sunt conștient că se joacă pe bani mulți, 10.000 de lei. Sunt niște iepuri de prin Tunisia, biștarii. Am crezut că sunt turcaleți. Mamă! Ce urale, ce euforie, ce nebunie aici, în tribune! Mama mia! 3, 2, 1! Am notat și ultimul rezultat din această rundă și cum se exprima cineva din public, se pare că îi plac iepurii. Foarte mult. Frate Tudor, să știi că nu ești varză deloc, apropo de iepuri. Te-ai descurcat bine, cu asta suntem de acord. Vom vedea. În câteva secunde, voi acolo acasă, noi aici în platou, aici la Superliga, aflăm care sunt cei patru care merg mai departe spre cei 10.000 de lei, marele premiu din Superliga Avatar de azi. Clasamentul în câteva momente. Până atunci, mulțumiri lui Tudor! Hai să mai simplificăm ecuația asta din Superliga Avatar și să aflăm împreună cine merge, cine nu. Ei bine, e momentul să intre în arenă din nou cei 8 concurenți. Dintre ei, doar 4 vor merge mai departe. Ceilalți 4 se opresc aici, în Superliga Avatar. E momentul, cu aplauzele dumneavoastră, bineînțeles, să intre în arenă cei 8!
Salut băieți și fete, nu ne-am văzut de foarte mult timp. Ne era dor să mai schimbăm o vorbă. Pentru unii vor fi vești bune, pentru alții mai nasoale, așa că na, trebuie să ne împuținăm, că cei mai răruți, mai drăguți. Bineînțeles, e momentul să aflăm care sunt cei patru care merg în semifinale și începem cu... Nu e important că următorul concurent să meargă în semifinal, dar începem cu Diana Rotariu. Diana, ai avut un punctaj frumos. Frumos. Chiar frumos, 13.785. Crezi că-ți poartă ghinion 13? Diana, cu acest rezultat, tu rămâi în Superliga Avatar, mergi mai departe! Bravo! Ciprian Sabău, 10.205. Mai puțin decât Diana. Tu ai dat din cap că nu, noi spunem că nu, ne pare rău, pe data viitoare. Aplauze pentru Ciprian Sabău! Ei bine... Cătălin Cioca, următorul concurent. Tu ai avut un rezultat de 10.815 puncte. Puțin mai mult decât Ciprian, dar nu suficient pentru a fi între primii patru. Poate dacă renunțai la vestuța aia, mergeai și tu mai departe. Aplauze pentru Cătălin Cioca! Se oprește aici în Superliga! Tudor! Tudor Ogozan! Tudor! 21.355 de puncte, indubitabil, irefutabil, rămâi cu noi! Irevocabil! Să știți că Dexul conține aceste cuvinte, da? Cine nu, să se googlească mai departe. Deci Tudor Ogozan a stabilit, rămâne și merge mai departe. Mulțumim frumos, Tudor! Aplauze pentru Tudor! Un alt junior în ale competiției, Filip Mărușca. Filip, ce să ne facem noi cu tine, Filip? Parcare nume de magazin, știi? 14.135, să-ți poarte noroc mai departe, Filip. Rămâi și tu cu noi. Baftă, succes! Felicitări! Niciodată nu e prea bine să fii primul sub linie. Din păcate, următorul concurent exact în această postură este. Este ultimul, de fapt, primul sub linie, locul 5, cu 11.370. Cred că nimeni nu și-ar dori să-și audă acum numele, dar trebuie să-l spunem. Trebuie să mergem mai departe. Daniel Pop, tu ești ăsta. Daniele! Încă o dată, eu personal țin să-ți mulțumesc pentru aportul tău la această emisiune, pentru evoluțiile tale. Ai fost de minune, de senzație. Ne revedem în sezonul 2, da? Mulțumim foarte mult, Daniel! Daniel, clar, este un model pentru mulți alții care și atunci când ne-au văzut într-un mall din Cluj, spuneau că este un joc pentru copii, Kinectul ăsta. Ca să vă spunem vouă, are... 41 de ani, Daniel. Deci se poate, da? Deci atenție, nu e doar un joc pentru copii, nu este o emisiune pentru copii. Ei bine, mai sunt doi concurenți și mai avem un singur loc. Unul dintre ei merge mai departe pentru a se lupta pentru bani, celălalt se oprește aici. Ne referim și ne uităm, ne îndreptăm atenția acum spre Radu Bor, care a avut un punctaj de 11.130. Pe de altă parte, Andrei Runcan, tot cu 1, dar a doua cifră este 1. Așa. A, tu făceai pentru liniște. Da. Este 7, 17.455. Bravo. Andrei Runcan este cel de-al patrulea calificat. Îi mulțumim lui Radu Bor pentru prezența în Superliga Avatar. Ei sunt cei patru.
Îi mai citim încă o dată. Cei patru care se vor lupta pentru marele premiu: Tudor Rogozan, Andrei Runcan, Filip Mărușca și Deana Rotariu este singura fată rămasă. Baftă ei, baftă tuturor. Din cei patru, doar unul câștigă marele premiu. Din patru vor rămâne doi, asta va fi finala, iar din doi, unul va pleca acasă cu bănetul, cu tășcălăul de bani. Ei bine, doamnelor și domnilor, să nu mai ținem sub presiune, să nu mai ținem în tensiune. E momentul să vă anunțăm și jocul care va stabili cei doi finaliști. Doar doi. Jocul este cu barca pe râu. Valurile să fie cu voi. Doamnelor și domnilor, îi avem pe cei patru semifinaliști, cei patru care se vor lupta pentru marele premiu din Superliga Avatar, 10.000 de lei. Primul participant este o participantă, este singura fată rămasă în competiție în Superliga Avatar pentru cei 10.000 de lei. Este vorba de Diana Rotariu cu barca pe râu. A început Diana! Diana, atenție cu mâna stângă să nu oprim jocul, da? Mai bine te duci cu tot corpul spre puncte. Ideea e să acumulezi cât mai multe puncte, să aduni din acele circulețe care valorează fiecare câte un punct. Exact așa e. Diana, ai rău de mare sau rău de mică? Da, hai să vedem cum se descurcă. Atenție, trebuie să iei cât mai multe puncte. Cât mai multe puncte, Diana. Strigă cineva din public, vâslește, vâslește. Avem o surpriză pentru cei din public. Oare... la final intră ei. Auzi, oare meduze sunt? Hai să vedem cum se descurcă. Sus sunt cele mai multe puncte, trebuie să le spunem tuturor concurenților. La nivelul superior sunt mai multe puncte decât jos, așa că trebuie să sărim. Nu rămânem pe călcâie. E foarte ușoară Diana, are un fizic, e știrică. E un avantaj clar pentru aerodinamica ei, e mai mult cu capul în nori, se vede că de acolo și aia punctele ce decât zice, de pe apă. Ce zice să ajungă Diana în final? Nu anticipăm, dar după cum se descurcă, da, eu zic că merge bine. Diana are șanse chiar să câștige Superliga, Diana are șanse să ia banii cash. Am picat puțin. A ratat acolo. Acolo a ratat o groază de puncte și aici a ratat, din păcate. Hai Diana, hai Diana, nu ne demoralizăm, mai avem puncte, mai e mult până la finish. E nivelul cel mai greu din acest joc. Așa, rămâi sus, hai. Bine. Poate ai avut dezavantajul că ai intrat prima la acest nivel, dar așa e regulamentul. Iar arătat un moment bun. Hai că se apropie de finish. Ei bine, am aflat și rezultatul evoluției Dianei. Diana, tot ce trebuie să faci tu acum să aștepți celelalte trei evoluții ale celorlalți trei concurenți, să afli dacă vei fi printre cei doi calificați. Roagă-te, fă acatiste, fă-ți cruci, că cine știe, vorba aia, să nu se descurce atât de bine ca și tine, ca să mergi mai departe. Filip Mărușca, în spațiu de joc în momentul ăsta, este celălalt semifinalist. Atenție, ne-am pregătit cu Filip, asistat de Andreea. Hai, Filip. Totul e pe puncte, iar punctele pot fi transformate în bani la final. Sigur că da, fiecare punct valorează o bancnotă. Cu cât strângi mai multe, ești mai aproape de premiul de 10.000 de lei. Am tot anunțat de luni de zile, ediție de ediție, de Liga Avatar pe Transilvania Luc, noi anunțăm de marele premiu care e de 10.000 de lei. În momentul ăsta vedem clar... vedem clar în momentul ăsta cine ia banii și cine nu. Haide și publicul să-l încurajeze puțin pe Filip! Hai să vedem cum se descurcă Filip la acest nivel. E acolo, e bine, e sus, uite! Atât a sărit că a început să sară peste puncte. Luăm punctele, să vedem cu virajele cum o are. Acolo, bine, frumos.
Se descurcă bine juniorul, să vedem care va fi rezultatul lui la final. Sus! Bravo! Bine, e foarte bine. Hai să luăm punctele, hai să luăm punctele alea, da? Foarte bine se descurcă, parcă valsează de pe picior pe altul cu fandare. Ne apropiem de finalul evoluției lui Filip. Poate ajunge între cei doi mari finaliști, poate nu. Vom afla în câteva momente. El e doar al doilea, mai sunt încă doi semifinaliști. Mulțumim, Filip! Îi mulțumim lui Filip pentru evoluția din această rundă, iar alături de noi vine acum Andrei Runcan! Al treilea semifinalist!